Au mers la relaxare, dar au trecut prin clipe de coșmar. Este vorba despre 18 turiști care au rămas blocați astăzi în telescaun într-un complex turistic din Maramureș. Printre ei se afla și un copil de 2 ani. Băi, Levice, repede vine în acasă. Numai puțin de 12 salvamontiști și mai mulți voluntari au sosit de urgență și au evacuat oamenii blocați, speriați și înfrigurați. Din fericire s-au ales doar cu o sperietură. O defecțiune tehnică majoră la instalația de transport pe cablu ar fi fost cauza incidentului.